Pot să vă spun că în momentul ăsta se lucrează pe mai multe fronturi în localitate. Avem canalizarea la care acum se fac 2 ani de când muncim. Ca și procent suntem undeva la aproape 90% executat. Mai avem o parte din stațiile de pompare de montat și vreo 6 străzi care trebuie să introdusă rețeaua de țeavă. Termenul de finalizare este sfârșitul lunii iulie. Tragem speranța că o mobilizare bună a constructorului să reușim să finalizăm în termenul contractual. Pe de altă parte, avem în lucru 24 de străzi prin proiectul național Angel Salini de asfaltat. Am terminat cu săpăturile, cu terasamentele, deci 2 straturi de balastru. Și în perioada următoare se lucrează la piatră și se va intra și la asfaltare. Avem deja 3 sau 4 străzi care au fost finalizate, asfaltate. Se lucrează la constamentele laterale acolo. Avem o vară plină. Pot să spun că va fi o vară a șantierelor la Jebel. Vom avea lucrări de trotuare. Vom avea lucrări de amenajare, semnalizare rutieră, pentru că avem intersecții cu probleme.